mă uit așa la noi, în general, ca societate, nu știu, ne-a dat Dumnezeu liniștea asta, un fel de nesimțire așa, ce să o mai lungim. Suntem pasivi, ne uităm, asistăm, nu ne mai panichează nimic. Bă, valul 4, dă-l mă încolo, mă. Mai adu și mie o bere. Bă, ci că vine, ești nebun. Așa mă, și dă-l mă, stai să vezi ce fac eu cu el dacă vine. Dar nu vine, mai adu și mie o bere. Acum, zău, nu vrei să bem o bere și să sacrificăm niște mici? Da, cam ăsta-i stilul. E, vă întreb, de unde e siguranța asta a noastră? Când am fost noi chiar șmecheri? Niciodată. Și atunci de unde vine siguranța asta de sine pe care o avem? Din inconștiență, clar. Uite, le recomand politicienilor pentru vacanță o carte. Se citește foarte ușor. Ghidul astronautului pentru viața pe pământ. Chris Hadfield, autorul cărții, zice acolo ceva pe dos față de ceea ce găsim în cărțile de dezvoltare personală. Fii întotdeauna pregătit și, în general, pregătește-te pentru ce e mai rău. Întreabă-te întotdeauna care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla și lucrează de acolo în sus. Mă rog, nu o să se lipească nimic de politicieni, dar eu îmi fac datorie aici. Mă uitam, Israelul a intrat pe modulul panică, cresc cazurile de COVID ca la nebun și, atenție, ei au vaccinat 80% din populația adultă. Motiv pentru care n-au presiune pe spitale, pe sistemul de sănătate, deși crește numărul de îmbolnăviri. Nici nu vreau să mă gândesc ce va fi la noi. Din informările de la ECDC, datele preconizate sunt că pe la începutul lunii august peste 50% din variante vor fi cu tulpină Delta, urmând ca pe la finalul lunii august majoritară să fie tulpina Delta. Ei, hai, dragă, noi ne uităm după date. Să se uite datele după noi, dacă suntem cu adevărat șmecheri, nu? Președintele României a decretat că vaccinarea a fost un succes. De testat nu mai testăm deloc, e gata, pandemia e oficial închisă. Nu m-aș mira să se dea amenzi acum dacă mai vorbim despre pandemie. Bine că luăm vacanță, auzi? Practic, din acest moment, și o spun cu toată responsabilitatea, președintele României este alături de Șoșoaca. Neagă pandemia! Păi nu? Și mai e cineva cu ei. Aceasta este ținta vaccinării, este aceea de a elimina pandemia și ținta este atinsă. Vă rog, oameni buni, până în toamnă, țineți minte aceste declarații, da? Țineți minte cuvintele astea. Am eliminat pandemia, spune Câțu. Să-l vedeți peste două luni cum se va agita ca veverița în căldare. Cum să spui așa ceva? Mai ales când știi că și vara trecută, fără vaccin, pandemia a plecat vara și a revenit toamna să facă ravagii. Câțule, ar trebui să răspunzi cumva dacă vine înapoi pandemia asta, nu? Mă rog, pentru oamenii cât de cât normal la cap, pentru ei facem această emisiune de mai bine de 8 ani, lucrurile sunt foarte simple. Vulnerabili sunt cei nevaccinați și care n-au trecut prin boală de curând, adică niște milioane bune în România, să zicem între 5 și 10. Din ei apar cazurile grave, internările. Ai mulți vaccinați, cazurile grave sunt tot mai rare, aproape inexistente. Vă mai amintiți alea cu să moară, facem caravane la țară, da, mergem din poartă în poartă, ne tăvălim cu țăranii dacă e nevoie. Nimic din toate astea nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Guvernul grec a anunțat că oferă câte 150 de euro tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani într-o încercare de a-i convinge să se vaccineze împotriva COVID. Iată, în Grecia, tinerii care se vaccinează primesc 150 de euro sub formă de voucher. Iar asta se întâmplă într-o țară care a vaccinat aproape 50% din populație. România e la un sfert populație vaccinată, mai exact 23%. Vaccinarea a fost un succes, da? Oare de ce unii se agită atât, iar noi stăm relaxați? Oare toți ceilalți sunt dobitoci? Ia, să vă ascult nițel așa, ca de ultima oră. Când s-a mai întâmplat ca toți să fie dobitoci,
iar România să aibă dreptate. Niciodată! Bun. Și oare când s-a întâmplat invers? Ca ceilalți să aibă dreptate și România să se înșele? Mereu! Mulțumesc!